Hello, welcome. Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom învăța încă un timp verbal, anume present perfect sau prezentul perfect. Toată lumea fuge de present perfect. Asta pentru că este considerat cel mai greu timp verbal din limba engleză, pentru că nu are echivalent în limba română. Astfel în română, uneori se traduce fie cu un prezent, fie cu un trecut în funcție de sensul din frază. Rolul lui principal este de a exprima o acțiune începută în trecut, care este valabilă și în prezent sau care are efect și în prezent. La afirmativ formăm present perfect prin auxiliar Plus forma a treia, unde auxiliarul este have sau has, adică forma de prezent a verbului to have, conjugată conform persoanei, plus forma a treia a verbului de conjugat. De aici, forma de perfect. Oriunde auziți perfect în denumirea unui timp verbal de limba engleză, asta implică forma a treia. Ce înseamnă forma a treia? Ei bine, dacă verbul meu este un verb regulat, atunci forma a treia va fi forma de ed, dacă verbul meu este neregulat, atunci vom folosi forma din lista de verbe neregulate, coloana a treia, aceea pe care n-am folosit-o până acum, dar de care vom avea nevoie de acum încolo. Hai să vedem câteva exemple de verbe conjugate la present perfect. I have worked. I have worked. Verbul meu este have worked, la present perfect. De unde știu că este la present perfect? Pentru că avem have, care este auxiliarul meu la prezent, verbul to have la prezent, și worked, care reprezintă forma a treia verbului to work. Știu, seamănă foarte mult, de fapt este identică cu forma de past simple, asta pentru că verbul to work este verb regulat, iar verbele regulate au aceeași formă cu ed atât la past simple, cât și la participiu trecut sau forma a treia în cazul de față, pentru că noi creăm un present perfect, avem nevoie de forma a treia, adică de participiu trecut, chiar dacă este aceeași, ca past simple. I have worked. You have seen. You have seen. Luăm verbul have seen, care este format din have și seen. Have este auxiliarul la prezent conjugat la prezent, mai bine zis, pentru you, iar sin este forma a treia a verbului see. Dacă ne întoarcem un pic la lista noastră de verbe neregulate de acum câteva lecții, ne vom reaminti faptul că verbul to see are trei forme. See, care este forma de infinitiv, saw, care este forma de pas simple sau de trecut, și seen, care este forma a treia și înseamnă văzut. You have seen. Forma aceasta se poate traduce fie prin tu ai văzut sau tu vezi în funcție de situație, în funcție de context. Numai restul propoziției ne poate ajuta pentru o traducere corectă. He has walked. He has walked. She has played. She has played. It has been. It has been. Observați cum aici, pentru că avem persoana a treia singular, he, she sau it, avem forma has în loc de forma have de mai devreme. Asta pentru că verbul to have, conjugat la persoana a treia singular, va fi has, okay? va avea forma has. Iar walked, played și been reprezintă forma a treia a verbelor walk, play și respectiv to be. We have, become. We have become. Aici revenim ușor la have. Conjugarea de prezent pentru we. You have done. You have done. They have flown. They have flown. Când folosim prezentul perfect? 1. Când exprimăm o acțiune începută în trecut, care este încă valabilă și în prezent. De exemplu, My parents have been married for 20 years. My parents have been married for 20 years. Părinții mei sunt căsătoriți de 20 de ani. Observați cum aici am tradus have been married prin sunt căsătoriți, adică printr-o formă de prezent. 2. Când exprimăm o acțiune începută în trecut care are efect în prezent. De exemplu, I have finished my homework and now I can play. I have finished my homework and now I can play. Mi-am terminat temele și acum pot să mă joc. Aici traducem have finished prin am terminat, adică în română cu o formă de trecut. Rezultatul ar fi că acum pot să mă joc pentru că mi-am terminat temele. 3. Experiențe avute până în prezent. De exemplu, I have eaten Thai food. I have eaten Thai food. Am mâncat mâncare thailandeză. Asta înseamnă că eu am avut această experiență în viața mea. Sau, This is the best film I have ever seen. This is the best film I have ever seen. Acesta este cel mai bun film pe care l-am văzut vreodată. Observați acel ever, vreodată, care, din nou, reprezintă o experiență, ceva ce eu am trăit în viața mea și pot spune despre acest film că este cel mai bun film pe care eu l-am văzut vreodată. Apropo, foarte des se folosește Present Perfect cu superlativul adjectivului. Da? Cel mai bun film pe care l-am văzut vreodată, cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată și așa mai departe. Negativul prezentului perfect se formează prin adăugarea lui not la auxiliarul have, respectiv has, în funcție de formă, formându-le astfel pe haven't sau hasn't, la care adăugăm participiul trecut sau din nou forma a treia. The example. I haven't slept. I haven't slept. You haven't seen. You haven't seen. He hasn't walked. He hasn't walked. She hasn't played. She hasn't played. It hasn't been it hasn't been we haven't become we haven't become you haven't done you haven't done they haven't flown they haven't flown pentru a forma întrebările la present perfect Din nou vom face o inversiune. Bineînțeles, între have și has, adică auxiliarul, și subiectul propoziției noastre, după care putem pune liniștiți forma a treia a verbului nostru. Bineînțeles, dacă vrem să facem o întrebare cu un cuvânt cu WH, punem acel cuvânt cu WH întâi și abia apoi facem inversiunea dintre have, has și subiect. Iată câteva exemple. Have you seen My sunglasses? Have you seen my sunglasses? Mi-ai văzut ochelarii de soare? Have you ever been to Japan? Have you ever been to Japan? Ai fost vreodată în Japonia? Și bineînțeles că aici putem avea două tipuri de răspunsuri, cu da sau cu nu, ok? Yes, I have, no, I haven't. Sau, dacă vreau să fac o întrebare cu WH, where have you met Julie? Where have you met Julie? Unde ai întâlnit-o pe Julie? Dacă pentru pas simple aveam ca marcatori ago sau last, cum ar fi last week, last year și așa mai departe, sau pentru prezentul simplu aveam every, every day, every week, always, sometimes și așa mai departe. Și pentru present perfect avem câțiva marcatori tipici acestui timp verbal. Iată câteva dintre ele, cele mai importante. For, care înseamnă timp de. I have been at my grandparents for two days. I have been at my grandparents for two days. Am fost la bunicii mei timp de două zile. Since. Care înseamnă de și marchează momentul când a început acțiunea respectivă, față de for, care marchează durata. De exemplu, I have been at my grandparents since Wednesday. I have been at my grandparents since Wednesday. Sunt la bunicii mei de miercuri. Already. Care înseamnă deja? I have already done my homework. I have already done my homework. Mi-am făcut deja temele. Și observați cum already se situează între have auxiliarul și done forma treia verbului nostru. Have already done. Just. Care înseamnă tocmai. I have just talked to my mom. I have just talked to my mom. Tocmai am vorbit cu mama. Și la fel, îl plasăm pe just între auxiliarul have și verbul la forma a treia, talked. Have just talked. Yet, care înseamnă încă și poate fi folosit fie la forma negativă, fie la interrogativ, față de already, de mai devreme, care poate fi folosit doar la afirmativ. De exemplu, I haven't done my homework yet. I haven't done my homework yet. Încă nu mi-am făcut temele. Iar ca întrebare, Have you done your homework yet? Have you done your homework yet? Ț-ai făcut temele până acum? Adică, și observați cum în ambele situații, yet se păstrează la final, se pune la final. Never, pe care l-am mai întâlnit și la prezentul simplu. Dar de data asta se folosește cu sens de uh, o experiență pe care nu am avut-o niciodată. De exemplu, I have never been to France. I have never been to France. Nu am fost niciodată în Franța. Ever, care înseamnă vreodată și se folosește în întrebări. Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Ai fost vreodată în Paris? Recently, care înseamnă recent. I have recently called you. I have recently called you. Te-am sunat recent. Tot așa, recently, se pune între auxiliarul have și call, adică forma a, a verbului nostru. So far, up to now, until now, toate însemnând până acum și se folosesc. Una în locul celelalte, în funcție de preferință. De exemplu, So far I have worked on this project. So far I have worked on this project. Până acum am lucrat la acest proiect. Putem folosi și up to now sau until now. Up to now I have worked on this project. Until now I have worked on this project. Adesea se face o mare confuzie între formele have gone și have been. Practic, pe care dintre cele două le folosesc atunci când vreau să spun că am plecat undeva sau am fost undeva? Ei bine, have gone se folosește atunci când cineva a mers undeva și încă nu s-a întors. De exemplu, Mary has gone to London for a conference. She'll be back next week. Mary has gone to London for a conference. She'll be back next week. Mary a plecat sau este plecată, putem traduce și așa. Mary este plecată la Londra pentru o conferință. Se va întoarce săptămâna viitoare. În schimb have been se folosește atunci când este vorba de experiența în sine de a merge undeva, de unde persoana respectivă s-a întors. De exemplu, I have been to London multiple times. I have been to London multiple times. Eu am fost în Londra de multe ori. Este experiența mea, dar eu m-am întors din Londra. Ca temă, veți avea două exerciții. Primul exercițiu va fi uh, cu for și since. Adică, va trebui să plasați în următoarele propoziții for sau since. Conform contextului. Nu uitați că for se referă la o perioadă cât a avut loc o acțiune, iar sens se referă la momentul de început al acțiunii respective. Iar la exercițiul 2 veți avea câteva propoziții în care va trebui să puneți verbul din paranteză la present perfect, fie la interrogativ, fie la negativ, sau la afirmativ. Ca de obicei, răspunsurile le veți găsi în descrierea clipului. Mult succes, best of luck! Deocamdată, asta este tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ați aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. De asemenea, nu uitați că mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok pentru mai mult content. Thank you! Goodbye!